Sâmbătă, pe 26 octombrie, un bărbat de 30 de ani din municipiul Suceava a condus autoturismul pe strada Calea Burdujeni din Suceava, având direcția de deplasare Botoșani spre Suceava, iar la trecerea de pietoni semnalizată prin indicatori și marcaj rutier din zona Bisericii Sfântul Andrei, nu a acordat prioritate de trecere și a acroșat pe un pieton de 66 de ani din municipiul Suceava, care era angajat în traversare pe marcajul pietonal. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a pietonului, care a fost transportat la Spitalul Județean Suceava. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, și s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. De asemenea, pietonul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.